a zilei celei purtătoare de lumină a învierii, mai înainte vestitoare fiind, pentru care lumina cea fără de ani din mormânt trupește tuturora strălucit. Aceasta numită și sfântă ziuna a sâmbetelor împărăteasă și Doamnă, a praznicelor praznic și sărbătoare este a sărbătorilor, întru care binecuvântăm pe Hristos în veci. Hristos a înviat din morți, veniți cu rodul viței cei nou, al dumnezeieștii veselii, în ziua cea nesită a învierii, împărăției lui Hristos să ne împărtășim, lăudându-L pe dânsul, ca pe un Dumnezeu în veci. Hristos a înviat din morți, ridică împrejur ochii tăi, Sioane, și vezi că iată a venit la tine ca niște făclii de Dumnezeu luminate, de la apus, de la miază noapte, de la mare și de la răsărit fii tăi. Întru tine binecuvântând pe Hristos în veci. Îngerul a strigat către cea plină de daruri, curată fecioară, bucură-te! Și iarăși zic, bucură-te, că fiul tău a înviat a treia zi din groapă. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iară tu curată născătoare de Dumnezeu. Veselește-te întru învierea celui născut. Mărește suflete al meu pe cel ce a înviat a treia zi din mormânt, pe Hristos, dătătorul de viață. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te întru învierea celui născut al tău. Hristos, Paștile cele nouă, jertfa cea vie jertfită, mielușelul lui Dumnezeu,
cel ce ridică păcatul lumii. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu curată, născătoare de Dumnezeu, veselește-te pentru învierea celui născut, Tată. Deșteptați-ai după ce ai adormit pe cei morți din veac, răgânind împărătește ca un leu din Iuda. O, Dumnezeiescul, o iubitul, o preaducele tău glas, căci cu noi te-ai făgăduit să fii cu adevărat până la sfârșitul veacului, Hristoase, pe care le-ntărire de nădejde, credincioșii având-l nebucură. Magdalena Maria a alergat la mormânt și pe Hristos văzându-l, ca pe un grădinar l-a întrebat. O Dumnezeiescul, o iubitul, o prea dulcele tău glas, căci cu noi te-ai făgăduit să fii cu adevărat până la sfârșitul veacului, Hristoase, pe care le-ntărire de nădejde, credincioșii avându-l nebucură. Îngerul a strigat către cea plină de daruri, curată fecioară, bucură-te! Și iarăși zic, bucură-te, că fiul tău a înviat a treia zi din groapă. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum și te bucură, Sioane, iar tu curată, născătoare de Dumnezeu, veselește-te pentru învierea celui născut. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Pe preasfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Preasfânta, născătoare de Dumnezeu,
pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că pe tine te laudă toate puterile cerești, și ție slavă înalță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și acum intrăm în biserică, unde vom continua slujba, canonul învierii și urmează acum laudele și apoi Sfânta și Dumnezeiască liturghie. Pentru cei care vor rămâne până la sfârșit, până la sfârșitul Sfintei Liturghii, sunt pregătite câteva daruri, o pastorală, un nou de Paște și un cozonac. Nu este chiar așa mare, dar totuși vizibil. Deci, acum continuăm slujba și, desigur, cei care nu aveți spațiu în biserică, loc în biserică, puteți să urmăriți slujba Sfintelor Paști aici afară, pentru că se aude tot ceea ce se cântă în biserică.
și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dăruiește-ne.
Binecuvintează, Părinte, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin. Hristos are Hristos, să-L iubim, iar din mor.
Episcopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitor al tronului Cesarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii în țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tone cazuri, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfântă, curată,
prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare, și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții pomenindu-o. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții s-o pomeni.
seară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Oh.
rugăm. Doamne, miluiește! Că sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, mântuiește pe cei Amen.
Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sedit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sedit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Apostolilor,
pe care i-a ales, cărora s-a și înfățișat pe sine viu, după patima să. Prin multe semne doveditoare, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbindu-le cele despre împărăția lui Dumnezeu. Și cu ei petrecând le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, și să aștepte făgăduința Tatălui, pe care a zis El, ați auzit-o de la mine, că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile. Iar ei, adunându-se, l-au întrebat zicând, Doamne, oare în acest timp vei așeza Tu la loc împărăția lui Israel? Iar El a zis către ei, nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa, ci veți lua putere venind Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria, până la marginea pământului. Pace ție, sfințite cititorule, și Duhului vostru preafericite, Părinte Patriarh. Fericite, Părinte Patriarh, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întotdeauna lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție, celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, pe plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu, a Domnului nostru, Iisus Hristos. Că mie, după cuvântul vostru, prea fericite, Părinte Patriarh, înțelepciune drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Citire. Mărire,
început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acesta era dintr-un început la Dumnezeu. Toate printre sol s-au făcut și fără de sol nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Între sol era viața și viața era lumina oamenilor. Și lumina în întuneric luminează și întunericul pe ea n-a cuprins-o. O slavă trimis de la Dumnezeu, iar numele lui era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să mărturisească despre lumină, ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci ca să mărturisească despre el lumină. Cuvântul era lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul ce vine în lume. În lume era și lumea printre sol s-a făcut, dar lumea nu l-a cunoscut. Într-ale sale a venit, dar ai săi nu l-au primit. Iar celor câți l-au primit pe dânsul și cred în numele lui, le-a dat putere ca să se facă fii lui Dumnezeu, fiind născuți nu din sânge, nici din poftă trupească, nici din poftă bărbătească, ci de la Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi și am văzut slava Lui, slavă ca unuia născut din Tatăl, plin de har și adevăr. Ioan mărturisea despre dânsul și striga zicând, acesta era despre care am zis, cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că mai înainte de mine era. Și din plinătatea Lui noi toți am luat și har peste har, pentru că legea s-a dat prin Moise, iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Pace ție, binevestitorule! Mare.